Bun găsit, domnilor și domnilor, la agricultura cu un milion de fețe și astăzi, pe o vreme tipică de toamnă, aș putea spune, și așa va fi în continuare, meteorologii nu ne mai dau speranțe că va fi cu mult mai cald, să vedem, să trecem în revistă împreună câteva subiecte. Bani pentru bunăstarea animalelor, pentru registrele de evidență a raselor, bun, ăsta e unul din subiecte în acest timp, alții săraci se mulțumesc să aștepte și să primească, e adevărat, deocamdată mai puțin, dar încep să primească despăgubirile cauzate de peste porcina Africana. Tot astăzi o să vă povestesc cum s-a mișcat Belgia în acest domeniu, da, pentru că și acolo câțiva mistreți au binevoit să moră de peste porcina africană, dar autoritățile s-au mișcat atât de repede încât ai spune că nici n-a fost, dar efectele economice sunt. Tot în emisiunea de astăzi discutăm despre un pericol pentru cei care primesc subvenții pe pășuni. E vorba de indolența, neglijența și uneori reaua voința unor primari. Și cât costă terenul agricol? Nu o să vă fac un inventar în România, ce o să vă explic de ce în România e ieftin de cumpărat și cât de bine e să cumpere acum față de Vă dau cifra de pe acum, 30.000 de dolari hectare în Statele Unite. E adevărat în locurile mai bune. Așadar să începem unul câte unul toate subiectele din emisiunea de astăzi. E 1 octombrie, nu-i așa? Și de astăzi a început plata ajutorului de stat în sectorul creșterii animalelor. E vorba de banii pentru serviciile din luna iulie anul acesta. Sunt 1,2 milioane de lei, puțin solicitanți 27, dar mă rog, dacă atâția s-au înscris, o să-și împartă cei 1,2 milioane de lei și le vin niște bani în plus. Intensitatea acestui ajutor știți și dumneavoastră că depinde de ceea ce ai făcut. Merge de la 100% pentru costurile aferente menținerii, întocmirii și păstrării registrelor genealogice. 70% pentru testele efectuate de terți sau numele terților exact pentru determinarea purității raselor, adică a calității materialului genetic. Banii sunt dați de APIA, așa cum se întâmplă în fiecare lună, prin centrele regionale, asociațiilor sau crescătorilor care i-au cerut. 27, da? În acest timp, alții așteaptă banii după pestea porcina africană, pentru că boala pare a devenit foarte timidă totuși în ultima vreme. Rar se mai descoperă câte un nou focar în România. Știu că unul a mai fost găsit la Galați. Săptămâna trecută a apărut unul la marginea Galațului, spre granița cu Republica Moldova. Acum. A apărut din nou, acolo sunt mai mulți porci, 88 de porci, tot la marginea municipiului Galați. Împreună cu gospodăriile din jur sunt 135 de animale care vor fi uh, omorâte și apoi întocmite dosarele pentru despăgubiri. Și întocmirea acestor dosare durează ceva, dar nu atât de mult pe cât ar spune unii. Mergem imediat la despăgubiri. Povestindu-vă pe scurt, astăzi am vorbit cu cineva din Bruxelles, din Belgia, care îmi povestea ce măsuri au luat autoritățile de acolo, la nivel regional, în Valonia, că Belgia e împărțită în două, între Flandra și Valonia și au fiecare regiune, au propriile autorități care le conduc și mai sunt unele naționale. Ei bine, în regiunea Valonă cu ceva timp în urmă, știți și dumneavoastră, acum cât cel mult două săptămâni, dar n-au trecut două săptămâni, au fost descoperiți câțiva mistreți care stăteau întinși pe un ogor la soare. Ei bine, nu erau pur și simplu la bronzat, ci muriseră din cauza pestei porcine africane. Erau vreo nouă mistreți. Zona a fost izolată imediat, au fost instituite celebrele cordoane sanitare, zonele de carantină, nu s-a extins nimic de acolo, dar au început să aibă de suferit fermierii pentru că procesatorii și comercianții din uh, Belgia, dar și din țările din jur care se aprovizionau cu carne de porc de acolo, s-au speriat de posibilitatea apariției pestei porcine africane în Belgia. Și atunci s-au orientat rapid către alți furnizori din Danemarca, din Germania, din Franța Ceea ce i-a făcut pe fermierii belgieni să țipe disperați după ajutor la autorități pentru că și-au văzut contractele denunțate aproape peste noapte. Mulți au renunțat la a-i mai -i folosi. Și atunci autoritățile valone regionale, dar și cele belgiene, s-au urcat în primul autobuz, că e aproape, da, Bruselul e capitala Uniunii Europene, între altele, și s-au dus la Comisia Europeană. Au fost mai multe întâlniri, extrem de rapid totul s-a derulat, în decurs de o zi, o zi și jumătate. Oamenii s-au dus cu dosarele întocmite, spunând că am descoperit caz de peste porcina africană în Belgia, nu e un pericol pentru exploatații, dar vrem bani pentru măsuri de siguranță. Comisia Europeană, sigur, le-a promis că se uită cu atenție pe hârtii, dar autoritățile, în așteptarea cele locale, în așteptarea banilor de la Comisia Europeană, au cheltuit imediat chiar astăzi, mi se pare, au deblocat o sumă de 9 milioane de euro pentru măsuri care să stăvilească o eventuală răspândire a pestei porcine africane în Belgia. Deși nu există niciun focar confirmat în gospodăriile mari și în marile exploatații din Belgia. Da, oamenii prevăzători au hotărât să-și ia toate măsurile de precauție. Și în acest fel nu s-a întâmplat deocamdată nimic. Au început, în schimb, în presă, să apară tot felul de speculații. Unii nu s-au oferit să facă legătura între focarele de peste porcină din estul Europei, România fiind un focar activ și extins, da, și ce se întâmplă în Belgia tot felul de teorii ale conspirației că unii au transportat produse din carne de porc infestate acolo. Asta e o prostie, știi, și dumneavoastră, în primul rând, nu treci de la aeroport cu nimic, da? Nu poți să te duci cu cârnați în Belgia sau cu borcanul cu carne pusă în untură. Așa că eu zic să ne vedem de, de problemele noastre fără a le mai căuta și pe cele provocate de jurnaliștii din vestul Europei care uneori se plictisesc și n-au ce scrie. Și atunci leagă mistrețul bolnav sau mistreții bolnavi care au murit în Belgia, de ceea ce se întâmplă în România, în Polonia. Haideți să nu uităm că această boală a măturat o bună parte din Europa. Ea a fost prezentă, dacă stau și mă gândesc bine, de exemplu în Spania, da, în Germania, mult mai aproape de Belgia decât e România, așa că România încă o dată e trasă într-un scandal sau încearcă unii să o tragă fără niciun merit. Nu a plecat peste porcina africană din România până în Belgia. Eu am fost săptămâna trecută, vă spuneam, pe avion nu era nicio cum să spun, nicio urmă de, de virus. Ne-am uitat cu atenție toți că na, ne speriasem. Nu e. Acum, în România știm și noi, sunt cam o mie de focare de peste porcina africană, au fost omorâți peste 300.000 de porci, chiar vreo 310.000. Vă amintiți de Carniprod, da? unde a fost un măcel în toată regula, 10.000 de mii de porci care au trebuit omorâți și apoi ars sau îngropați, pentru că, pentru că era un pericol pentru întreaga țară. Bun, virusul n-a rămas acolo, a plecat pe Dunăre, eu știu, a trecut Dunărea, s-a dus în altă parte. Între timp, patronul de la Carniprod a hotărât să pună cruce creșterii porcilor și a redeschis fabrica după o dezinsecție la sânge cu carne adusă din import. Și surprinzător, și o spun cu bucurie în glas, surprinzător de repede au început să-i vină și banii. În prima fază, 22 de milioane de lei. Nu e suma totală pentru câte pierdere a avut patronul de la Carniprod, dar e o gură de aer binevenită. Din păcate, acești bani nu se vor întoarce în sectorul suin în creșterea și îngreșarea porcilor sau într-o maternitate de scroafe. Nu, pentru că patronul de acolo a spus că s-a lecuit pe viață de a mai crește porci în România și atunci preferă să ia carne din afară. Deci nicio șansă pentru cei care și-au pierdut locurile de muncă în fermele prod să mai fie angajați vreodată. Poate doar să rămână, eu știu, vreo câțiva paznici care să aibă grijă de baza materială. Cei care au fost dați afară știu, primesc ajutor de șomaj și un mic ajutor din partea statului timp de șase luni de zile, câte 500 de lei pe lună, una peste alta 3000 de lei. Un porc mai sănătos, nu-i așa? În niciun caz nu reprezintă o soluție. Deocamdată statul s-a mulțumit să dea astfel de ajutoare, dar nu știu dacă există vreun plan la nivel guvernamental pentru reconversia profesională a celor care au lucrat în fermele de porci și care, evident, mult timp de astăzi înainte nu își vor mai găsi un loc de muncă. Dacă stăm și socotim, în cele 13 județe, unde a fost uh, descoperit până acum acest virus. Uh, exploatațiile mari afectate nu sunt chiar foarte multe, sunt undeva, mi se pare, în jur de 5 sau poate chiar mai puțin, 4-5 pe acolo, dar aceste exploatații mari de nivel industrial aveau sute de angajați. Acești angajați rămân acasă și statul deocamdată nu s-a gândit să le ofere. O alternativă, dincolo de, de degetul acesta întins acum 3000 de lei pentru uh, 6 luni de zile. Asta nu e o soluție, fermele acelea probabil nu vor mai funcționa mult timp, așa cum s-a întâmplat în Italia, de unde zeci de ani, sau în Spania, zeci de ani s-au chinuit cu peste porcina africană. Uh, în continuare, remarc un lucru, cazurile de peste porcina africană apar în gospodării uh, individuale, să-l numim, în crescătorii improvizate, empirice care nu respectă normele sanitar-veterinare. Pentru că românii nu înțeleg în continuare că e o boală cu care nu te joci, că nu există nicio prevenție și nici tratament, că degeaba ai omorât un porcul înainte de a-ți-l pune boala la pământ, că acea carne, dacă a apucat să fie infestată, rămâne în continuare purtătoare de virus pentru o bună perioadă de timp, da. Mai nou, există cercetări care spun că virusul PPA nu se inactivează întotdeauna la temperatură înaltă, așa cum credeau unii că prăjind, frigând sau fierbând carnea de porc am scăpat de virusul respectiv. Nu, există șanse, e adevărat foarte mici, ca virusul să se transmită la om care devine purtător și mai departe nici nu vă mai spun ce se întâmplă. Deci una peste alta au început să vină banii. Carniprodu, v-am dat acest exemplu pentru că suma mi s-a părut impresionantă, 22 de milioane de lei. Noroc cu rectificarea bugetară, să vedem. Am discutat cu un mare crescător de suine de aici, din sudul țării, din Călăraș, mare, în sensul că nu are peste 100.000 de porci, dar e reprezentativ la nivel național. Și îmi spunea că el estimează, în final, dacă nu se reușește a se pune capăt acestei epidemii, pagube de miliarde de euro pentru România. Asta înseamnă, în uh, opinia celui cu care am vorbit, eliminarea aproape completă a efectivelor de poști din România, cu pierderile aferente. Uh, inclusiv pentru stat, da, care nu-și mai ia o parte din bani, din taxe și impozite, că unii săraci greșeau și făceau tranzacțiile astea cu bon în regulă, da, cu bon fiscal. Și atunci statul de acolo își lua o parte. Uh, pierderile sunt necuantificabile deocamdată, de exemplu, pentru crescătorii de porci din Călugăreni, din Giurgiu, aici lângă București, uh, unde a fost descoperită virusul peste porcine africane. El nu s-a mai extins de atunci. Dar, de exemplu, bucureștenii care anul trecut cumpărau porc de acolo, cu vreo doi am vorbit și eu, și s au rătat foarte reticent să n-a mai face drumul acela de 30 de kilometri în decembrie pentru a-și lua porc de lacul Lugăreni. Au spus că le e teamă și înțeleg, pentru că după ce am auzit acel comunicat al ANSVSA-ului care vorbea de peste porcina africană în lacul Lugăreni, în Giurgiu, și cu măsurile care se iau, sigur, Consiliul, Comitetul acela pentru situații de urgență care se reunește la prefectură și în care fiecare știe exact ce are de făcut și chiar și face acel lucru, ei bine, după acel lucru, după acel comunicat, n-am mai auzit nimic. Sunt convins că acel focar a fost lichidat, îngropat, gospodăria respectivă a fost curățată, da? dar nu există nicio garanție oficială la ora actuală și o spun în lipsa unui comunicat. Da? Aștept un comunicat care să-mi spună Alpe Negru că zona respectivă e sigură pentru creșterea porcilor în condiții sanitar-veterinare, dar respectată de către toată lumea și nu vânturându-se unii și alții în toate părțile. De exemplu, cunosc unul foarte simpatic, crescător de porci din Călugăreni, care vine la București odată la 10 zile, are o dubă, cu care cumpără hrană pentru câini. Sunt acele boabele, știți, și dumneavoastră clasice. Cumpără în gro de la o firmă de distribuție undeva la 3 lei kg, dar nu are așa mulți câini încât să umple duba cu mâncare. Crește porcii cu ele. Și atunci dumneavoastră nu trebuie să vă mirați dacă în decembrie, când va alege sporcul, acesta se uită lătrând la dumneavoastră, iar carnea va avea un gust de pește. Pentru că toate boabele astea de hrănire a porcilor sunt din pește în general. Nu spun că așa se întâmplă peste tot. Dar eu cunosc un caz în care omul hrănește porcii pe care îi vinde apoi cui vrea cu boabe pentru câini. Da? Cu hrană pentru câini. De aceea uscat. Bun, haideți să închidem subiectul PPA. Atât am vorbit despre el încât încep să mă împrietenesc cu virusul. Cred că o să fim buni prieteni până la urmă. Să ne ocupăm și, și de alte chestiuni. Vreau doar așa să vă spun. Există primar, dar știți ce e subvenția pe pășune? O primiți sunt mulți dintre dumneavoastră. Tot atât de multe sunt și procesele, da, și neînțelegerile cu primarii. Tot atât de, de multe sunt certurile între cei care iau subvenție pe pășune, cei care au pășunea, cei care o exploatează. E o legislație atât de alambicată în acest domeniu și atâta neclarități și în legislația națională și în cea europeană, încât la milionul acela de procese care există în România, da, da o cifră rotundă, probabil vreo 50-60 de mii <coughs> sunt cauzate de pășuni. Și sunt primari care, din reavoință, din neștiință sau din necunoaștere, nu pot să spun prostie, nu, n-am voie să spun cuvântul ăsta pe post, Uh, pun ți în roată celor care exploatează pășunile. Și dacă nu semnează primarul, da, știi și dumneata, o știe și dumnealui, știe toată lumea, nu-ți încasezi subvenția. Degeaba te duci la autoritățile statului să te plângi după aia, că fără semnătura primarului și pe primar nu, nu vreau să fiu rău. Uh, Dar unii primari chiar nu-și înțeleg rostul. <coughs> Săptămâna trecută vă povesteam de termin cu pășunile de primarul din, dintr-o comună rădeană, da, de, undeva din nord-estul, chiar nordul județului, care promitea că îi angajează pe toți asistații sociali la firmele de componente auto din zonă. Domnule, v-am spus și atunci ideea a fost excelentă, am încercat să dau de primarul respectiv, am sunat la primărie de mi-a venit rău. Am sunat în continuare de săptămâna trecută. L-am sunat pe primar pe numărul de mobil, public, da, pe care l-am găsit și mulți mi-au confirmat că e al primarului. Nici astăzi, la 10 zile de când v-am vorbit prima dată, n-am reușit să iau legătura cu comuna respectivă sau cu primarul Ioan Borcea, parcă așa mi se pare că îl cheamă. Dacă nu greșesc, o să mi-aduc aminte. Deci, nici acum nu știu dacă... A trecut luna septembrie, astăzi e 1 octombrie, urma ca până la sfârșitul lunii să facă demersurile, să-i ducă pe oameni la interviu la firma respectivă să-i angajeze, iar pe cei care nu vor să nu le mai dea ajutor social. Ei bine, nici până astăzi nu pot să vă spun că omul respectiv, primarul din comuna Rădeană respectivă, mi-a răspuns la telefon și eu am mai multe lucruri să vă spun. N-am, n-am ce să vă spun. Îl cheamă Ioan Bercea, greșeam, nu Borcea. Ioan Bercea îl cheamă pe primarul din comuna respectivă, comuna Craiva, da? Bun, acum dacă sunt probleme cu pășunile pe alocuri, nu înseamnă că sunt în toată țara. Și ce avem pe pășuni? Avem animale, da? Pentru că pășunile sunt întreținute, nu mai sunt pline de scaieți, nu mai au nici măcar ambrozie, pentru că există acea lege națională care ne obligă ca în fiecare an până la 5 iunie să curățăm ambrozia, dacă nu putem risca și o amendă de 20.000 de lei dată de o comisie din care face parte, tot primarul cel care răspunde de pășuna respectivă, nu-i așa? Iată cum și beneficiar și cel care pedepsește și cel care dă amenziile, e foarte bine să fii primar. Ce găsim pe pășuni, v-am spus, nu scaieți, nu ambrozie, găsim animale, da? Găsim vite și oi, da? Și ce fac oile în afară de faptul că pasc? Oaia de carne, lapte și lână. Cu lână, e o poveste în România, de până și Ministerul Agriculturii, Petre Daia, ministrul, s-a gândit să dea subvenția aceea pe un leu, pe kilogramul de lână predată la centre. Uh, termenul ar fi trebuit să fie astăzi, da, să predați lână până astăzi. Numai că s-au plâns oamenii, până am coborât coile de la munte, până le-am tuns, până am mai curățat puțin lână, până ne-am dus la centrul de prelucrare, a trecut termenul. Așa că Ministerul a decis în mărinimia sa să prelungească cu o lună termenul pentru subvenția pe kilogramul de lână, după cum aflăm de la Marius Milea. Având în vedere că pentru obținerea acestui ajutor de minimis, crescătorii trebuie să facă dovada a comercializării cantității de lână și ținând cont de revitalizarea filierei de comercializare a lânii, care a presupus identificarea centrelor de colectare a lânii funcționale sau a unităților de procesare a lânii, a fost necesară prelungirea perioadei de valorificare a lânii, precum și a celei pentru depunerea documentelor aferente, se arată în documentul oficial al MADR. Astfel, se va prelungi perioada termenului pentru depunerea documentelor justificative care să ateste comercializarea producției de lână obținute în perioada cuprinsă între data intrării în vigoare a prezentei hotărâri și data de 1 noiembrie 2018. În mod corespunzător se prelungește și termenul până la care direcțiile pentru agricultură județene și a municipiului București întocmesc situația centralizatoare cu sumele necesare pentru acordarea sprijinului financiar, respectiv până la data de 10 noiembrie 2018. Pentru evitarea confuziilor și pentru o interpretare unitară, este necesar să se armonizeze data valabilității atestatului de producător cu data comercializării. Astfel, atestatul de producător trebuie să fie valabil la data comercializării lânii, se precizează în proiect. Potrivit datelor ministerului, până la data de 31 iulie 2018, s-au înscris în programul de sprijin pentru comercializarea lânii peste 30.000 de crescători de oi, cantitatea de lână colectată fiind de peste 12.000 de tone, circa 9.000 de tone numai în județul Sibiu. Lâna exportată până în prezent a depășit cantitatea de 9000 de tone. În contextul actual, la noi în țară, lâna este tratată ca un produs secundar, fără căutare, din cauza dispariției industriei de profil, drept pentru care de foarte multe ori este aruncată sau arsă. În România există câteva centre de colectare a lânii insuficiente pentru disponibilul de lână existent, cele mai importante exportând acest produs către alte țări unde este căutată, cum ar fi Turcia. În prezent în România se poate colecta o cantitate de aproximativ 36.000 de tone lână de la un efectiv de circa 14 milioane de capete ovine, informează Ager Press. Ar mai avea Marius Milă să vă spună multe, dar nu mai am eu timp în emisiune, așa că lăsăm pe mâine ce a mai pregătit domnia sa. Vă plângeați că e scump terenul în România? Se plângeau europenii că e scump terenul în Europa? Cazurile de vânzări pe sume mari, pe foarte mari pe hectar, sunt rarități în Europa. Dar în România știm că e undeva între 5 și 10.000 de euro hectarul. 10.000 e varianta optimă pentru cei care l-au prins pe Dumnezeu din picior. În Statele Unite s-a vândut o exploatație, da, atenție, de 5.800 de hectare cu 171 de milioane de euro. Asta înseamnă cam 30.000 de, de, de dolari. Înseamnă 30.000 de dolari hectar. Cumpărătorul nu e o recare, e Bill Gates, îl știți, e cel care creează programele pe baza cărora lucrează multe dintre computerele și laptopurile noastre și a avut din averea lui de vreo 80-90 de miliarde, nici nu mai știu cât are, să dea 171 de milioane de dolari pe acea fermă de 5.800 de hectare. Vă dați seama că e o fermă înalt productivă, Bill Gates, oricât s-ar plimba, nu poate să o străbate cu piciorul cât i-a mai rămas de trăit. Problema e să vedeți ce înseamnă creșterea prețurilor și în Statele Unite, că lumea a înțeles și cu asta închei ce bun e pământul. Acum 8 ani, da, ferma respectivă a fost cumpărată de Cineva cu 70 de milioane de dolari. 100 de milioane de dolari a fost diferența de la 2010 la 2018. Așa că poate în dolari, da. Așa că poate în România, da. Nu vă uitați ce scrie pe ecran că s-a dus, era o greșeală de tehnoredactare, dată de faptul că a fost o variație de curent electric. Bun, deci asta vreau să vă spun în final. Nu vindeți pământul pentru că vine Bill Gates și vi cumpără cu 30.000 de dolari hectarul. Glumeam, dar ne vedem și mâine. Pe curând! La par, cea mai importantă federație a fermierilor români susține agricultura cu un milion de fețe.